Un meci câștigat cu multă muncă, cu multe emoții, dar cred că v-ați învățat cu meciuri de genul ăsta. Nu cred că mai e un secret pentru nimeni. Ce mă bucur cel mai mult e că am reușit să revenim și cu un om în minus și într-un moment bun al adversarului și am reușit să înscriem și să câștigăm. Asta e cea mai mare bucurie. Mi-ar fi plăcut să nu luăm gol și cred că am fi putut face asta fără eliminarea lui Mirko. Ne-a dat un pic peste cap. Da, ăsta e fotbalul. În final sunt mulțumit de 3 puncte. Pot să spun că sunt mulțumit și de joc. Putem să jucăm mai bine decât am făcut-o în seara asta. Asta e clar. Și sper să înțeleagă și ei asta și de la următorul meci să arătăm din ce în ce mai bine. E al șaselea rezultat pozitiv. Urmează și al șaptelea cu Botoșani? Asta rămâne de văzut, v-am spus, că nu poți să știi dinainte, dar noi ne dorim și o să facem tot ce depinde de noi să facem al șaptelea rezultat pozitiv. În minutul 65-70, v-ați mai gândit că o să mai ce spune emoțiile astea la 3-0, cam așa, până în eliminarea lui Mirko? Eu tot timpul mă gândesc că s-ar putea întâmpla și ceva nou. Eu sunt pesimistul din vestiarul antrenorilor. Așa că mă gândesc tot timpul și da, s-a întâmplat acum. Partea nu era negativă din meci se numește Mirko. Da. Care va sta, bănesc, o etapă, pentru că sunt două cartonașe galbene. Nu vreau să comentez, i le-a dat. Mi se pare cam ușor, dar nu contează părerea mea. Primul lua pentru nervi și al doilea pentru intrare. Nu știu cât e intrare. Prudentă, cum a fost până la urmă? A vrut să protejeze, nu cred că a lovit, dar v-am spus, au fost 3 arbitri în zona aia, așa au hotărât ei, înseamnă că au văzut mai bine decât noi. Noi putem fi și subiectivi la faze de genul ăsta. Seamănă folosirea lui Mazala. Da, nu ne-a permis jocul, dar probabil următorul meci O să fie acolo. Eram hotărât în momentul în care ne-a egalat, chiar îl chemasem și eram hotărât să fac o schimbare ofensivă. Aș fi vrut să forțăm victoria, nu vreau să ne închidem, da? A venit golul lui Mirko imediat, lui Robisu imediat și am rămas un pic acolo. Foarte bună mutare în ultimele minute care erau de foc în garula mea acolo, în jumătatea noastră, prin introducerea lui Pașo. Da, ne trebuia un pic mai multă talie pentru că era clar că ei vor veni cu mingii lungi, mingii înalte, cu faze fixe și atunci ne-a trebuit un pic mai mult. Borța a jucat foarte bine până la schimbare, adică nimic de reproșat, a fost doar tactică schimbare. A fost plinic, am dat 3-2, 2-2. Da. Și un super golaț al lor, al doilea a fost un golaț. Da, o execuție foarte frumoasă și golul 2, au fost goluri frumoase. Cred că tot meciul a fost și pentru spectatorii neutri, cred că a fost destul de plăcut, pentru că lumea ne tot condamna că omorâm fotbalul, că am reușit să facem un meci cu goluri multe. Am încercat și așa, da, a dat roade în unele momente am avut de suferit, l-am lucrat foarte puțin, ăsta e adevărul, dar a trebuit să schimbăm. Acum vedem pentru următorul meci cum o gândim și în funcție de adversar. Au venit centrări bune și au fost atacate bine, asta contează cel mai mult și asta trebuie să facem, pentru că sistemul ăsta te aduce în situația să ai om în lateral cu spațiu și cu posibilitate de a centra. Am păcătuit până la momentul ăsta, adică n-au fost atât de multe centrări bune pe cât mi-aș fi dorit eu până la meciul ăsta. La meciul ăsta chiar au centrat destul de bine și s-a și atacat bine și asta e important. Am fost recompensat cu FC Botoșani și la oră de Champions League, duminică la 21:30. Da, e ok, deci pentru noi nu e o problemă. Important e azi mâine să reușim să ne recuperăm, pentru că efortul a fost imens și la ora meciului să fiu inspirat și să aleg cei mai buni 11 care să înceapă meciul.